Oh! Vale, coleg, dar meu iubitor de motoare. Mihai. Am zis să-l inițiem și pe el. Foarte bine, foarte bine, Marcel. Mulțumim. Gelu. Deci asta e. Asta e. Da, arată bine. Am avut și ataș la ea, dar l-am dat. Ai motor? Eu am un Suzuki Sport. Suzuki. Aha. Băi, oare mai are ce să-i facă? Păi dacă poate să bage un fier pe aici, să împingă să îndrepte asta. Ce se bage de mine? Sau dacă nu, luați de la fiare vechi un rezervor și aia e. De la dezmembrări. Bă, uite, dacă vrei, îți dau niște bani, uite, îți dau 500 de mii, îți dau un milion. Nu, haideți, vă rog frumos, că n-am nevoie de banii dumneavoastră, nu. Băi, Vali, hai că mai avem puțin, te rog frumos, ajută-mă, te rog. Eu uite, mă duc după Dorin. Nu mă lasă-l pe Dorin, mă, lasă-l, rămâi tu, te rog. Mă duc doar să-l conving să urce, atâta tot. Lasă, nu trebuie să-l convingi, băi, noi suntem prieteni, noi ne certăm, noi ne împăcăm. Hai. Mă duc să vorbesc cu el și mă întorc. Băi, Vali, te rog eu, uite, e plăcerea mea. Ascultați-mă, liniștiți-vă, mă duc, îl liniștesc și pe el, ne întoarcem și urcăm motocicleta, e bine? Băi, Vali, dar vin apoi. Promit că vin. Bine, uite, te duci de-aia banii ăsta, te rog, băi, e plăcerea lui neamică, te rog frumos. Păstrați banii până mă întorc și mă întorc și iau, promit. Mă întorc. Hai, bă, te rog, eu ia banii ăsta, că oricum ai ajutat, te rog frumos, te rog. Hai, lăsați că nu-i problema de bani. Mă întorc și... oricum. Hai, te rog, că mai avem puțin, mai avem două etaje și... Sincer v-am spus, mă întorc. Oricum, mulțumesc foarte mult. Cu plăcere. Vali. Da. Te rog eu, Mihai. Lăsați banii. Băi, să știi că eu sunt un om bun. Vă cred, am văzut. Nu suport mitocănia și prostia, știi? Când mă calc omul pe coadă, mă scoate din miz, da? Eu vă înțeleg. Te rog din suflet. Și să știi că mă revanșez. Eu vă înțeleg. Haideți că mă duc pe scări ca să-l apuc. Și mă întorc cu el, da? Ia banii. Nu, lăsați. Dar vii, mă. Vin. Promit că vin. Thank you.
Aia, ce? Dacă mâncăm noi, cine numără mașinile? Păi da, bă, pentru că țara asta e plină de hoți, bă. Lasă că e plină de oameni cinstiți ca matale. Ai. Nu ți-e rușine? E plină de hoți, bă, ca tine, bă, care în loc să muncească, se dau la un vârtelă, la o ciordelă, la ceva. Mm-hmm. Că mata face o treabă tare cinstită, nu? Bre, păi asta e metoda de numărat în 2010? Cu hârtia și cu pixul pe marginea străzii? Dar tu cum ai vrea, bă, ștețule? Păi dacă e un senzor de mișcare și un radar pentru măsurat o osire... Păi de unde bani pentru senzor, mă? Păi și de unde bani, bre, pentru a plăti oamenii aia care stau pe marginea străzii să-ți numere mașinile, a? Măcar senzorul ăla chiar numără. Ei, tu, da? Da. Auzi, mă, și dacă trece un tir cu patru osi? Așa. Senzorul ăla câte mașini numără, mă? Una cu patru sau două cu două? Unde spre o ia de pe partea cealaltă, a? A plecat acasă. Și mă, tale, stai ca prostul și numeri mașinile de pe stradă. Da, bă, da, sunt prost. Am vrut să te ajut, să nu mai bocească măta că n-ai servici. Dar ție nu-ți trebuie servici, bă. Tu vrei ciordelă. Da? Gândește-te, bă, să faci un ban, bă, că e vai de capul tău. Eu măcar am servici serios. Bă, e ordonanță UE, bă, aia vor să știe volume de trafic, bă, să-ți facă autostrăzi, bă, ție, bă, copiilor tăi. Și matale, crezi că ăia de la UE s-au gândit vreodată că România o să trimite oameni pe marginea străzii cu hârtia și cu pixul să numere câte mașini trec? Două căruțe, trei biciclete, două motociclete și două mașini mai mari? Băi, băiatule, băi, scopul tău aici este locul de muncă, bă, salariu, bă, atâta. Nu să faci pe deșteptul, să pui tu întrebări. Ai scris cu... Nu puteai, bă, să scrii cu creionul. Mergem la director și spui ce ai făcut. Dar ce-am făcut? Păi, dar spui că... Atât au trecut. Ce vorbești, mă? Adică nu ai recunoscut. N-am recunoscut nimic. Mergem și spui acolo cum ai scos tu din burtă toate astea. Da, mergem. Și? Și? Și mă dă afară. Păi, eu, la vârsta mea, eu nu mai găsesc servici, băiatule. Și unde mai găsesc? Păi și ce vrei, să răspund eu pentru greșelile tale? Mergem și spui ce ai făcut. Da. O să spun că am bifat din burtă în timp ce mata erai plecat la bere. Băi, Georgică, tu mă șantajezi pe mine? Dovedește că am băut. Dovedește că am bifat din burtă. Măi, băiatule, în viață, bă, dacă nu ești sincer, nu se clădește nimic, bă. Bă, minciuna roade până într-o, bă, ca rugină. Uită-te în ochii mei. Eu n-am băut. Și eu nu răspund pentru prostia făcută de tine. Te raportez la director. Una de două. Acum e rândul tău. La volan. Să recunoști. N-am bifat din burtă. Bă, George, păi eu am recunoscut. Gata, m-am așezat aici. Te cunoști și tu, bă, că ai greșit, bă. Așa, numai de obrazul meu. Și rămâne secretul nostru. Atâtea au trecut. Nu ți-ar fi rușine să-ți fie? Ce-ar fi rău? Da. Bă, care? Ceva mic măcar acolo.
Mă, bre. Să trăiți. Mircea, hai că se încălzește șpițul. Nu vreau, am adus formularele. Vreau șpiț cu noi? Vreau acasă, am adus formularele, da. Treaba ta, dar crezi că e de la bun. Și de multe, mă? Atâtea au fost. Unde a plecat toată lumea așa brusc? A fi fost un eveniment acolo, în parte. Eveniment? Tu știi un eveniment acolo spre Călăraș? Ce vezi că asta trebuie serioasă, e de la UE. Sigur sunt corecte astea? Sunt corecte. Și vezi că numărul ăsta de mașini, cât se ducă, te trebuie să întorc. Bine. Ai buletinul la tine? Da. Lasă-l jos. Ca să-i facem formele legale mâine dimineață. Mulțumesc frumos. Să trăiți. Hai, drog. O perfuzie cu manitol. Aseară, în garda mea, fetița a intrat în comă. Am hiperventilat-o și am administrat o perfuzie cu manitol. După 2 ore s-a stabilizat starea. Anița notează. Se întrerupe radioterapia. Aș vrea să operez din nou. Nicio operație. Scrie, te rog. Pacienta rămâne sub observație astăzi. Mâine se externează la prima oră. Vizita s-a terminat. Marta, vreau să operez copilul din nou. Este o sumă tocmai potrivită pentru această călătorie minunată.